Bună dimineața! Astăzi voi introduce în alimentația lui Andy fulgi de ovăz. Am fiert ovăzul, am pregătit aici o lingură de fulgi fierți. Am să-i dau în combinație cu pară, puțină pară, jumătate de avocado și puțină banană. Am să le trec prin blender și pe urmă le amestec, da? Voi reveni cu o nouă combinație. La masa de prânz nu am să filmez, îi dau carne cu legume astăzi, deoarece ieri a servit oul, iar la cină îi voi oferi bulgur cu legume, deci astăzi nu am să mai filmez, dar revin mâine. Să aveți o zi bună, copilași și mâncăcioși, la revedere! Bună ziua! Astăzi voi introduce în alimentația lui Andy grișul, respectiv am să fac o supă de pui cu găluște. Eu introduc acum grișul ca ulterior să pot să-l folosesc și în variante pentru cină. Folosesc pentru găluștele mele un griș pentru copii din Spelta, este bio, da? Deci încerc să folosesc ceva mai calitativ pentru că oricum grișul nu are un aport nutrițional foarte mare și atunci măcar să fie ceva mai curat. Bun, folosesc pentru supa mea dovlecel, câțiva morcovi, pastârnac, brocoli. Aici am 60 de grame de griș. Folosesc 60 de grame de griș la un ou de mărime mică, medie, nici nu știu ce să spun. Oricum, ideea e că în funcție de dimensiunea oului se ajustează cantitatea de griș. Am să pun legumele la fiert, carnea este pusă deja la fiert, o pulpiță mică de pui. Am să pun și legumele, după care revin cu prepararea găluștelor. Așa, am să bat oul. Care am să încep să pun grișul în ploaie. Așa este consistența, acum voi încerca să văd dacă e în regulă, dacă nu să mai adaug, dar am să filmez. Apa o aveam pusă deja pe foc, da, ea fierbe și acum îmi ud puțin lingura și am să iau cam atât. Ideea e că dacă gălușca se desprinde de lingură și rămâne în apă fără să se desfacă, să se descompună, atunci înseamnă că este bună consistența. La fel am să procedez cu toată compoziția asta și în momentul în care ele se ridică la suprafață, am să încep să stropesc puțin cu apă rece peste ele ca să devină mai pufoase. Am să vă arăt dintr-un nou și 60 de grame de griș, da, câte găluște mi-au ieșit. Cam 11-12 găluște ies din, bine, de dimensiune micuță, da? Am să pun acum capacul și las dea în cloco, după care le stropesc cu apă rece și le mai las puțin la fiert. Sper că vă place ideea mea de supică, bineînțeles toată lumea știe să fac o supă de pui. Eu prefer să mai adaug pe lângă clasicele morcov, pătrunjel, pastârnac, țelină, dacă este introdusă. Obișnuiesc să mai adaug și brocoli sau dovlecel sau fenicul sau ce legume mai am introduse, pentru că așa pot și la cină să iau din ele și să ofer copilului, da? Deci nu le ofer la prânz pe toate. Revin să vă arăt rezultatul final și până atunci vă doresc por la treabă să gătiți ceva papa bun pentru copilaș. Așa mi-au ieșit găluștele, sunt moi și pufoase, da? Totul este ca la carte. Bun, revin să vă arăt supa și în farfurie.
Asta este cantitatea pe care am să-i ofer. Cu siguranță nu va mânca așa de mult. Aici am pus legume, am pus și supă, zeamă, da? Și două găluște. Acum am să le fac cu blenderul, după care am să-i dau să mănânce, da? Să aveți o zi bună, copilași sănătoși și mâncăcioși. La revedere! Bună ziua! Astăzi la micul dejun am să introduc mango. Așadar, am să îi pregătesc lui Andy un griș în lapte de ovăz și am să-i pun puțin mango în griș ca să îl îndulcesc. Laptele de ovăz este făcut în casă, pe loc l-am făcut. Am să vă las în descrierea filmulețului un link către rețeta laptelui cu mențiunea ca din acea rețetă să se excludă sarea și turmericul. Am să pun acum grișul la fiert, folosesc griș din spelta bio, am să pun grișul la fiert și revin să vă arăt la final preparatul. Așa arată preparatul Andy de astăzi, se pot pune toate, oricare dintre fructele introduse, combinații și de 2-3 fructe, după cum doriți. Ne vedem la, nu știu, noi combinații sau la o introducere de nou aliment, nici nu știu exact. Ideea e că pe pagina mea de YouTube găsiți mai multe rețete pe care le puteți adapta conform vârstei și în funcție de ce anume ați introdus până acum în diversificarea alimentației bebelușilor. Așa că ne vedem la următorul filmuleț. Aveți o zi bună, la revedere!